O mamă și bebelușul ei de 5 luni au fost atacați pe stradă. O femeie bolnavă a văzut în ei un dușman, a sărit pe mamă, i-a răsturnat căruțul de copil și a fugit. Polițiștii au prins-o pe agresoare și o vor supune unei expertize psihiatrice. Acolo, vă spun că le omora acolo pe amândouă, și pe mamă și pe aia mică. Era cu piciorul, a răsturnat copilul și a venit cu fața în jos, de asfalt. Spaima cea mai mare a oricărei mame e că bebelușul poate păți ceva. Această tânără își ține copilul de 5 luni strâns la piept. E încă speriată. Ieșise la o simplă plimbare când s-a întâlnit cu o vecină nervoasă și violentă. A dat întâi mine și apoi a dat cu piciorul în cărucior, mi-a trântit copilul. Eu am sărit să o scap și mi-a rupt și mie degetul, uitați. Vecinii care au sărit în ajutorul mamei au făcut-o pe agresoare să fugă. După ea a alergat însă un polițist. Devine agresivă, are dublă personalitate și iar vecinii de acolo chiar au avut probleme mari cu doamna respectivă. De 2 ani și ceva avem probleme cu ea. A fost a treia oară când a venit ambulanța la noi la bloc. Ar suferi de o boală a minții, dar cu toate acestea era liberă să atace copiii pe stradă. Femeia a fost audiată și trimisă la o expertiză psihiatrică. Mama și pruncul ei au fost externați. Din fericire, copilul nu a fost rănit grav.